Dimineața cântă Cucu. Sărbători fericite, Coca-Cola îți urează și nu ne sponsorizează. Ce? Welcome to Craiova. Welcome to Craiova, da. Am spus că cu mașina asta se fac bani. More welcome to Craiova. În orice film american vedeai un Volvo Break parcat pe peluză din aia verde. E un fel de Passat. Volvo Engine Oil. Deci mănâncă și asta ulei. Da. Hopa. Hopa. Domnul Păun, ce faceți dumneavoastră? Te cuci fiind Suedia. Nu am întâlnit Volvo care să fie periculos din punct de vedere dinamic, știi? Chiar dacă ea e mai moale așa ca mașina. La mulți ani, tinere Popa. Știi că a luat foc un camion de cola în București? Dar știi că pe 13-4 trec prin Craiova? Ce, camioanele cola? Da. Alea arse. Alea bune. Sărbători fericite, Coca-Cola îți urează și nu ne sponsorizează. Ți-am adus ceva diesel, ți-am adus ceva negru și ți-am adus ceva... inedit. Da? Pentru că eu mai merg cu o mașină din asta. Fix de asta. Da, era chiar Air Design. Asta e versiunea de bază. Chiară. E bine. Chiară. Dar era cu volanul pe dreapta. Oh. Dar o să vezi că o să-ți placă. După posibilități. Volvo-urile astea se conduc foarte mișto. Și una de, în versiune de bază, nu prea mai vezi. Toate sunt inscription, toate sunt plug-in hybrid, toate sunt... Asta este D4, versiunea de bază, all-wheel drive, versiune Momentum, cu scaune textile și cu câteva opționale, așa. Dar cu toate astea, păstrează alura de mașină premium. Hai să ne învârtim în jur. Volvo nu se zgârcește. Ia zi. Mulți au zis, domne, gata, și cu Volvo s-a chinezărit. Chinezărit sau nu știu ce, dar în cazul ăsta banii chinezilor au fost buni. Au fost buni. Iar Volvo evoluează față de parteneriatul cu Ford. Modelele astea. Da. Sunt... chinezii au investit, ce ai să spun. Am vorbit cu cineva care lucrează în industrie. Pe mașinile Volvo noi nu e nimic chinezesc. În schimb, pe mașinile chinezești e multă tehnologie de Volvo. Ei au plătit ca Volvo să dezvolte în continuare tehnologiile lor și chinezii să le ia, să le ducă pe mașinile lor. Și uite, Polestar acum e brand chinezesc, dacă îți vine să crezi. Asta este... Știi ce au mașinile astea? Ce? Pe lângă faptul că le vedem de-a lungul timpului în filme. În orice film american vedeai un Volvo Break parcat pe peluză din aia verde. Da. Știi în ce film cu mașini nu apare niciun Volvo? Ia. Yeah. În Gone in 60 Seconds. Era un film de furt de mașini, despre da. Furturi de mașini. Cine să fure Volvo-uri, știi? Dar nu apare. E... mașinile astea îți plac, să știi. Îți plac ochiului. Și îți sar în ochi cumva, îți arată așa, da. au propria identitate vizuală, care, chiar dacă în trecut aveau elemente un pic care ți aminteau de modele Ford, gen pedalierul. Comenzi. Comenzi și așa navigații. Mai departe. Acum, lucrurile sunt Volvo. 100% Volvo. Asta e o mașină, într-adevăr, de muncă. Cu mașina asta se fac bani, de asta e și murdară, dar nu e problemă. Fii atent, știi ce e asta? Dezaburire pentru geamurile cu stot de spate sau antenă radio? Antenă radio. Dar culmea, că mai are și o antenă. Una e a navigației și una e de radio. Știi, așa e la Volvo-uri. Știi ce nu... ce nu am înțeles eu la ei? În trecut, modele Volvo veneau cu motor cum trebuie. Da, și acum nu mai e. Inclusiv cel de clasă mare, XC90, vine tot cu motor așa. Da. Și cu sistemul lor 4x4 cu Haldex. Da. Care, dacă studiem YouTube-ul și filmările de pe YouTube, vedem că este un 4x4 care învârte toate patru roțile odată pus la treabă. Ceea ce pentru un sistem cu Haldex e un pic dificil ca să fim și răi. Da. Dar la noi, la români, Volvo a prins. Și s-au vândut. Nu foarte multe, dar sunt prezente și modele vechi și actuale. Sunt prezente în parcări, să zicem. Da. A căzut X-ul de aici și mașina s-ar putea numi C60. Dai seama să facă un cupe C60. Cum ar fi? A dispărut X-ul aici de la asta. Le vezi în parcări, oamenii le repară și dar fii atent, asta e, ele nu stau cel mai bine pe fiabilitate. Eu am vorbit cu, sunt unii Swedish ceva, cu Service Auto. Am fost acolo, la Swedish nu știu cum, Swedish Car, Swedish nu știu ce service, și spuneau că, într-adevăr, pe fiabilitate nu sunt chiar cele mai bune. Iar motorul ăsta, bine,
primele generații de motori din ăsta de VEA diesel de 2.0 mâncau ulei. Nu știu dacă ăsta mai mănâncă ulei, n-am vorbit cu proprietarul, dar din câte știu, nu. Oh, grilă activă. Stai că nu reușesc să deschid capota. Ia, deschid-o. Dășchii de capota creștine. Fii atent. Pe vremuri, da? Îți punea săgeata de unde să deschizi capota la Volvo, știi? Acum, nu e chiar așa. E tot pe dreapta. Dar bă, dacă nici asta nu e fiabilă, uite-te ce e aici. Bine, are 80.000 de kilometri. E o mașină puțin rulată. Luată de aici, din Craiova, de la dealerul Volvo din Craiova. Simode, care, cu care am lucrat și ne-au dat mașini și au fost mereu buni cu noi. Dar asta e mașina de proprietar, asta e mașina unui prieten de-al meu, care a luat-o să facă bani. Adică? Adică, nu face Uber sau ceva. Nu. Are, apropo, are o firmă de foto-video și tot ce vrei, echipamente, dacă vreți servicii foto-video, căutați Steven the Human, Steven cu PH, Steven the Human. Eu îi spun lui să-și curețe frunzele ăștia de pe aici. Nu-i pasă, mă, știi ce... Pentru că altfel se împrietenește cu Robert. Știi ce altă mașină mai are el? Un Land Rover Freelander 1, care este preparată de off-road. Deci, bun. Omul deci, nu prea le are la cum... orice mașină ați avea, de către oricine ar da. Fi făcută. Exact. Curățați aceste frunze periodic și nu le lăsați aici. Ele se dezintegrează, se amestecă cu apă, cu praf și când plouă, da. Se gurile... mută în jos pe gurile mașinii de drenaj, da. Care se vor înfunda. Apa nu va mai curge pe acele drenuri, va bălti aici și va pătrunde în interior. Va pătrunde în zona de calculatoare, de componente electrice și electronice și vă veți trezi cu o mașină în care aveți și baltă, da. Și pește. Nu aveți pește. Nu aveți pește, baltă fără pește. Avem cauciucuri de iarnă Kleber. Kleber pe spate și Goodyear pe față. Oh, e 4x4? Da, all-wheel drive. Eh. Nu prea e bine. Proprietarul lui nu prea pasă. Nu prea e bine pentru că... Uite, ăsta e unul dintre puținele Volvo-uri care n-are keyless. E clar cu cheie. Să nu uităm că și la mașinile astea opționalele îi ridică prețul astronomic. Da. Uite, e o cheie de Volvo de plastic. Poți să ai cheie de Volvo de piele și aici sunt butoanele. Și ăsta are și buton de... panică, nu vreau să-l activez. Dar fii atent aici. Uite, m-am tăiat azi dimineață, de 1 decembrie, ce făceam eu azi dimineață? Da? Am fost de dimineață să dau de mâncare la găini și mi-a fugit o găină și a trebuit să o fugăresc. Și m-am tăiat în timp ce fugăream găina la 7 dimineața. Așa de rău merge cu YouTube-ul și cu car vertical cu ăștia. Te-ai ajuns să crești găini? Păi, na. La București? A? În Craiova, mă. Am găini în Craiova, n-am alo. Găini. Ce? Alo. La Cârcea, mă. Crescutul păsărilor în municipiul Craiova este interzis. Nu e în municipiul Craiova. Așa, deci tu stai la? Cârcea, la țară. Așa, da, popă, exact. Bravo, ești băiat de la țară. Da. Dacă scoți buletinul, scoade o roabă de pământ. Nu, dacă scoți buletinul, este buletin pe centrul Craiovei. Eu nu o să fac buletin de București, eu stau în Chiajna. Dar nu o să fac buletin de Chiajna. Tot la țară. Tot la țară. Dar o să rămân cu buletinul pe centrul Craiovei. Că acolo m-am născut, acolo mor. Doamne ferește. Da. Ia urcă-te pe așa. Bine, e impropriu să te urci. N-are AdBlue. Euro 6 fără AdBlue. N-are nici bușon. Da, n-are nici bușon. E sistemul ăla Easy Fuel de la Ford, dar la o... Mai rămas ceva. Mai rămas ceva. Lasă, nu-l mai pune. Așa, că portbagajul 483 de litri nu e cel mai mare portbagaj din clasă, dar nici nu trebuie. Așa, motorul, ți-am spus, diesel VEA 2 litri, transversal, 190 de cai, 400 Nm, injecție directă și turbină cu geometrie variabilă. Cam asta e. Suta în 8 secunde și vreo 250 de viteză maximă. Performanțe... Ok pentru o mașină care e grea. Exact și sigură. E grea și sigură. Are o tonă 900. Înțelegi? Care e destul de mult pentru un 2.0 diesel în această clasă. E destul de mult, dar mașina e tank. Adică asta ia 5 stele de siguranță. Oricând. Oricând. Știi? Ia. Hai, lasă-mă să mă urc eu în ea atunci. Urcă-te tu în ea. Hai, sau... Ia, fă-te hai. Că filmezi. Eu mă fac că filmez. Mamă, deci sunt 0 grade afară, domnul Mihai, și mie mi îngheață mâinile. Deci, mie îmi sângera rana aia, dar nu mai îmi sângerează că a înghețat rana. Tablou de bord digital în standard, nu mai ai. Oane, deci, piele... nu cred așa ceva. Ce? E un fel de Passat. Are scaun reglabil electric doar pe înălțime, doar pe sus-jos și... Cum, mă? Da, și față-spate e mecanic. A, față-spate e mecanic. E semi-electric. Da. E semi. Da. Dar cu multiple reglaje, atât... pe înclinare, pe chestii din astea. Îmi place. Da. Scaunele de la Volvo au o chestie în momentul în care faci accident și suportul scaunului se mișcă astfel încât să te ferească, știi?
aceste scaune au fost de foarte multe ori premiate pentru siguranță. Ia, uite-te pe centuri, scrie since 1959. Ce? Welcome to Craiova. Welcome to Craiova, da. Am spus că cu mașina asta se fac bani. More welcome to Craiova. Oricum n-ați văzut numărul. Dacă vedeți un Volvo negru în Craiova, nu vă luați în gură. Nu vă înjurați în trafic cu oltenii. Cu oltenii, da. Bătaia doare. Bătaia doare. Are buton de încuiere ușii pe dreapta. Și ce mai vreau să mai zic, mă, despre... Bă, dar îmi place să știi. Adică... Ia, arată centurile. Să vedem dacă scrie pe astea. Sau că pe astea chele scrie since 1959. Nu scrie. Că aici jos scrie undeva. Nu, scrie pe asta de metal. Sau aici? Da, la astea chele nu scrie. Since 1959. Dar, dar... e genul de mașină cu ambianță frumoasă. Da? Și... îmi place. E altceva, ăla. Inclusiv, uite, ai văzut cum pornește? Da. Cât? Toate sistemele ți le înșiră acolo, de siguranță, să știi că ai multe și chiar la variantele de bază la Volvo ai multe sisteme. Da. Și ecranul, uite, vezi ce repede răspunde, pentru că nu e cu touch, e cu infraroșu. Tu când apeși ecranul, comanda e deja înregistrată printr-o peliculă de infraroșie care se află în fața ecranului. Uite cât e de intuitivă chestia asta. Da. Adică, bă, vrei cald, faci cald, vrei rece, faci rece, la... la doar un click distanță, pentru că sunt sisteme din astea integrate în aceste tablete sau în aceste ecrane, care sunt greu de utilizat și greu de, da, de prins. Dom'le, vreau repede, vreau cald, vreau frig. Da. Ia, ține apăsat pe buton, pe butonul ăla de sub ecran. Să vedeți dacă are cleaning mode. Ține apăsat. Și acum e un mod de cleaning. Da, ca să-l cureți. Da, ca să-l cureți. Ceea ce proprietarul nu prea a făcut. Bă, mă bucur că, știi că, într-adevăr, sunt frumoase mașinile făcute, adică curățate, impecabile, dar parcă așa când o vezi, bă, e mașina omului exact cum merge cu exact ea, cum merge cu ea, da. Este mai, cumva mai, îi vezi practicalitatea altfel, când e așa în stadiul ăsta. Îi vezi cum se strânge praful, mizeria, cum, cât de greu e de curățat, chestii da, genul ăsta. Eu știu ce zic să facem. Mm. Dă-i o pauză, așa? Urmăritorii noștri văd alte chestii în pauza asta, până noi strângem scurile și hai la plimbare, că murim de frigă. Ce să văd alte lucruri? Păi hai, stai, fai și locurile spate. Locurile în pauza spate. Asta, punem un teaser de la alt clip viitor. Ce am observat e că tunelul din mijloc la asta e destul de Volvo Engine Oil, deci mănâncă și asta ulei, ce tare. Apropo, știi cum îți dai seama de cine e făcut uleiul la fiecare producător, uleiul original? După forma cutiei, după forma bidonului. Astea sunt actele tale, nu? Da. Da, mă, nu mi-a aruncat portofelul. Trebuie să-l arunci. Nu, o să-l arunc la un moment dat în viața asta, da. Știi de ce îl păstrez? Că l-am pierdut de două ori și tot l-am găsit. Treaba ta. Da. Hopa. Hopa. Domnul Păun, ce faceți, domnule, stai cu șpii în Suedia? Ia, mișcă-te, mișcă, doamne, urcă-te, du-te puțin în față. Așa. Da, mă, se mișcă o țără. Da, e făcut în Suedia, da. De făcut în Suedia. E făcută în Suedia mașina și steagul Suedia apare doar pe scaunul din dreapta. Dacă ai Volvo cu volan pe dreapta... Îți apare tot acolo? Tot acolo. Foarte bine. Ce tot să acolo. Mai? Apasă pe stop. Ghinion e când îți iei audio, așa am înțeles. E, nu mai știu. La forte uiți prima dată în spate, sub ea, de două chestii. De suspensie independentă. Există. Și de? Rugină. N-avem. Ia uite. Atât, să trăiască. Să trăiască. Să ne amintim de Puma făcut la Craiova, care era nou. Și avea tot un simptom de genul ăsta. Așa, sus, jos, sus, jos. Gata, am obosit, nu mai pot. Cutia de viteze n-a fost, nu s-a putut repara pentru că nu au fost găsite piese pentru ea, nu au fost disponibile. Se poate lua un pic la întrecere cu Octavia. Ce ai făcut, nemicai? Ai plecat mai rapid un pic? Băi, 1.5, sigur. De ce? Livrează? Mașină... Să trăiți? Trăiți. O să fie tristă, trist viața fără focus. Fără focus, să știi. Ei? Ce mai găsim, Popa, prin această mașină? Mai avem o bâtă acolo.
Păi aici mai avem un briciag. Bă, dar tovarășul ăsta al meu credeam că e cu minte. Bă, trebuie să înțeleagă urmăritorii noștri că este un show și că de multe ori mai facem noi câte o regie. Da, asta e regie, așa. Da. Adică nu ți imagina că omul asta face. Ea are Volvo și se bate. În Craiova nu te bați dacă ai Volvo, te bați dacă ai BMW și Mercedes și Audi. Nu te bați dacă ai... Ia, stai o țără să-mi pun centura, după aia să reglez... Să reglez... Te arată aici în bord cu roșu frumos. Care ocupant nu are centură. Da, aici avem toate centurile. Să butonăm puțin pe aici. Ia să vedem unde sunt cifrele de consum. Aici, stai. Ăsta. Acolo era. Așa, uite, vezi? Ăla e consum. 7.4. Bun, trebuie să-i dăm un... Îi dai un reset pe 0. Da, nu de aici? Nu, resetul e de la... E pe schimb ăla. Pe bune? Așa, ca la cap ăla, la Dacia. Nu cred. Da, mă. Da, da, bravo. Da, mă, acolo e, cum să nu. Bă, ce chestie. Am produs 1000 de Volvo-uri. Deci fii atent, e scaunul electric, dar... Bine, scaunul are anumite reglaje electrice, dar spătarul e pe rotiță la asta. Păi sunt semi-electrice. Are trapă. Avem un pic și de trapă. Ia. Deci, combinația asta trapă și frunzelele de acolo din față. Asta e goală. E letală, să știi. Da. Deci e de-a dreptul letală. E, s-a spus, omul face bani cu mașina, nu... Nu stă să o bibilească, știi? Uite, vezi că am criticat faptul că Volvo nu mai pune motoarele longitudinal, dar îți face spațiu. Îți face spațiu și vezi ceva? Se conduce aproape ca un model cu motor longitudinal. Au ceva Volvo-urile astea noi, care le fac super mega plăcute la condus. Bă, să știi că e moale așa, de exemplu. E moale, da. Dar dacă intri într-un viraj, mașina intră și intră bine. E la fel, poate chiar mai moale decât un Tiguan. Departe de BMW X3, bine, care... Asta. Da, asta e cu X3, cu GLC, cu asta. Și e cel mai vândut Volvo actual. Serios? De când a apărut, da, în 2008 de când a apărut, e cel mai vândut Volvo actual. Cel mai apreciat. Peste S90, peste V90, peste V60, S60, X90. Doi S90 n-am prins și eu niciodată unul. Nu? Da. Salutăm craiovenii care au trecut de mult pe vehicule ecologice. Ecologice, da. Complet ecologice. Pe aici aseară era un câine alb care stătea și se uita la mine. Deci m-am speriat, am crezut că e statuie. Uite ce situație interesantă cu acest domn cu excavatorul dânsului. Da. Sau așa cum e Bucureștiul tot timpul. Cu excavatorul. Cu mașini. Ce mai place? 180 de cai? 190. Știi care ce mai e mișto la asta? Deci cutia iSyn asta cu 8 trepte nu subturează motorul. În momentul în care vrei să te duci, te-ai dus. La unde și cu cine? Înainte. Dacă vrei să mergi... Înainte era mai bine. Dacă vrei să mergi... Uite, 2000 de ture. Acum ți-o ține sub 1500. În momentul în care ai accelerat puțin, uite, 1700-800, vezi, cutia răspunde bine. Asta e mișto. Și asta e unul din Volvo-urile care nu are moduri de rulare. Asta e așa cum l-a lăsat suedezul. Să știi că, într-adevăr, chiar dacă are o suspensie moale și e plină cu diverse chestii, nu e zgomotoasă și merge bine pe drumuri de ăștia de România. Merge bine pe drumuri de România și chiar dacă poate o să fie penalizată la viraje, dar n-o eu o prefer așa, să știi. O să vezi că nu o să fie penalizată atât de mult la viraje. Ce mai e interesant de zis este că asta nu e o mașină, dar mai zis, nu e o mașină, cu o mașină asta se dă în gropi, înțelegi? Nu este bibilită, nu nimic. Uite, are și navigație. N-are Harman Kardon, n-are Bowers & Wilkins, dar are acolo sigla Suedii. O vezi? Acolo e. Sigla Suedii. Ui. Moduri de condus nu, bineînțeles. N-avem, îți zise. Mai bine. Cum a vrut-o suedezul. Un Volvo din ăsta în echipare de bază, cu suficiente dotări, scaune încălzite, trapă, mai departe, poate fi o alegere chipzuită. Poate fi. Acum, nu știu cum stă cu fiabilitatea, proprietarul n-a avut probleme cu ea, de consumat consumă puțin, 7.4, la cum merge proprietarul pe care îl știu. Line da. Assist, side assist. Orice assist. Dar nu merge rău, să știi, deci nu merge deloc rău. Nu, și eu n-am mers cu D4 până acum, am mers doar cu plug-in hybrid, știi? La X60 și cu benzină, cu T6 benzină, care și aia merge bine. Dar uite că stă pe curbe. Stă pe curbe și cutia ți-o ține la 2000. Vezi? Nu ți-o subturează. Ui! Bine.
Se poate și mai bine. Se poate și mai bine. Se poate. Adică e moale, dar uite ce confortabil. Și scaunele ergonomice, confortabile, n-au susținere laterală pe cât ai vrea. Adică te miști stânga-dreapta, stânga-dreapta. Dar Volvo nu e mașină. Știi care e chestia? Dacă tu faci un accident în Suedia, așa, în 24 de ore vine o echipă de la Göteborg să analizeze accidentul astfel încât să îmbunătățească pe viitor accidentele. Dacă faci un accident în Göteborg, o echipă de la Volvo care vine într-o oră la tine. Bine, ei nu o să te ajute cu nimic pe tine, ei doar analizează accidentul astfel încât să facă mașinile mai sigure. Și în Republica Moldova, așa, a murit cineva într-un XC90. Știi că era mitul ăla, dar era mitul doar în Marea Britanie. A avut infart. Nu, a murit, a dat un copac și a murit. Și înainte de asta, acum 3 ani, alt XC90, tot în Republica Moldova, a lovit ceva și a murit. Deci nu mai există mitul cu XC90, oricum era doar în Marea Britanie. Modele Volvo că n-au murit oamenii în el. XC90, dar, da. Dar, apropo de echipe, în România, dacă faci un accident, vin în mai puțin de un sfert de oră toate echipele de la toate televiziunile, mult înainte echipelor de prim ajutor. Da. Păi, ei stăm bine. Au pile la 112. Dar știi cum stă treaba, că am vorbit cu cineva care lucrează în domeniu și mi-a spus așa: alo, suntem de la televiziunea X, am auzit că a fost un accident. Da, picior rupt, nu știu ce. A, nu venim, că nu e grav. Pe bune. Munca lor acum, îți dai seama. Da. Munca omului, știi? Dacă era cu morți, cu răniți, cu așa, veneau. Așa sunt televiziunile din ziua de astăzi. Dar știi că cu mulți ani în urmă, când în România a existat acea explozie la Mihăilești cu camionul ăla cu azotat, uh-huh, au murit și reporter și cameramanul, mi se da, pare. Da, pentru da, că da, s-au dus prea aproape de zona respectivă și... Dar știi ce nu înțeleg eu? În Irak, în Afganistan, în Ucraina, în zonele astea de război, de ce se duc și jurnaliștii noștri? Pentru că nu știe rusul ce e ăla. Salut, jurnalisto, sau ce zice italianul, știi, că se duce acolo. Și el a zice: mitralieră, știi, trage el. Adică îți pui viața în pericol degeaba. Pe ce, pentru niște bani în plus? Niciodată. Înțeleg soldați, nu știu ce, românii care au fost Scorpionii Roșii, taică-mă, fost Scorpion Roșu, s-a dus misiuni de menținere a păcii și când el era în bază, un tab a explodat și a murit. Corect. Fiecare își alege calea în viață și profesia, știi? Pentru jurnaliști, pentru jurnalist însă se ducă într-o scenă din asta de război, este la fel cum te-ai duce tu la o lansare de Lamborghini Urus pe circuit sau ce ai făcut de curând. Da, exact, e un highlight al carierei sale. Exact. Da, totuși. Eu am un prieten de-al meu care este transportator. Are, face door-to-door în Europa, așa că el s-ar duce și în Ucraina, dacă ar prinde cursul. Dar l-a prins, că nu mai sunt pe aplicațiile alea de... Știi ce a zis tata? Ia. Yeah. Că dacă îl cheamă în război, el se duce în Ucraina. Și tu ce ai zis? Hai înainte la notar. Și... da. Nu, n-am chestii de genul ăsta. Dar îți dai seama, și maica mea a zis că, băi, e nebun. Da. Dacă mi-o fi pensionat, știi? Are un pic de power așa, să știi. Păi are 400 Nm. Are. E vorba, e chestia că e cutia lentă la plecarea de pe loc și asta e valabil la multe mașini. Și asta toată lumea, 0-100, 0-100, 0-100, știi că se iau tot ca după tâmpitul de Matt Watson de la Carwow, 0-100, 0-100, nu. Contează reprizele și cât de repede răspunde mașina atunci când tu vrei să ai o repriză decentă, știi? Și vrei, mă, să-i faci, dai manual? Da. Așa. Vezi că plusul e în sus, vezi? Vezi? Da. Că și tu ai reflexul ăla, și tu ai reflexul ăla, vezi cum e? Că zic toți că, că plusul trebuie să fie în sus. Nu, plusul trebuie să fie în jos și minusul trebuie să fie în sus, în față. Ia uite, lemne de foc. Asta e țara în care trăim, din păcate. Noi ne plimbăm cu un Volvo luat de la cineva și săracii oameni nu au cu ce să se încălzească și iau lemne de foc de 1 decembrie din pădure. Lemne uscate, care culmea, sunt lemne ude ca plouat. Știi? Asta e. Renault Talisman. Oricum, pe mine mă bucură că Volvo a supraviețuit, spre deosebire de Saab, care s-a pierdut și care și el are locul lui. Într-adevăr, da, exact ce ziceai, ca fiabilitate e așa și așa, dar ceva ce este știut despre modele Volvo, prețuri mari la componente. Prețuri mari la componente. Mai ales la o oglindă, un element, un bloc optic, o chestie asta, sunt ceva mai scumpe decât la alți europeni. Da, acum nu mergi cu prezumția asta, domnule, o să lovezi mașina, o să o fac praf. Da, există casco, cine își cumpără Volvo nu e casco. Și hai să spun, îți dau un tip. Volvo, reduceri, discounturi mari dacă te duci și iei un Volvo. Dar
după ce negociez puțin, înainte de pandemie, după ce nu era, înainte să fie criza de chipuri și așa mai departe, primeai discounturi imense la Volvo. Te duceai în showroom și îți dădea, bună ziua, 15.000 reducere la orice mașină vreți, știi? Așa, instant. Acum nu mai e așa. Ce anul XC40 electric, de mi-a plăcut mie maxim. Da, da. Ăla da, aia mașină. Și Volvo vine cu electrice. Vine cu electrice la greu, adică are câteva modele. Da. Are. Ui! XC40 e o mașină echilibrată din punct de vedere dinamic și e și confortabilă în același timp. Nu am întâlnit Volvo care să fie periculos din punct de vedere dinamic, știi? Chiar dacă ea e mai moale așa ca mașină. Bine, vreți să știi ceva? Mie îmi place mai mult asta cu jantele astea mici, o 18, decât sunt alea mari pe 20. Bă, să știi că e foarte confortabil, adică ne bălângă-ne un pic în ea, dar o și forța, adică a mers un pic mai tare decât ar trebui pe traseul ăsta. Nu o să meargă nimeni așa cu ea. La un mers normal, cred că chiar... Nu o să meargă nimeni așa. Te simți cum trebuie în ea. Te duc și pe serpentine? Cum vrei tu. Hai să te duc, ce să... Hai să mă duc! Era dor de tine, dar nu așa mult, dar... Dar nu, uite una, vezi? Bă, ce dor îmi e de toiețica mea. Păi nu vezi, nu vizitezi la Remat. Aha! N-ai dus-o la Remat? Una asta, nu. Să duci pe... Ai vândut-o la cineva? Ai păcălit pe cineva? N-am păcălit pe nimeni, că e mulțumit omul. Sărac. Erau mulțumit și băieții de la centru de... N-ai, bă, fier vechi. N-ai, ce centru de fier vechi? Airbag nou schimbat. Pe rechemare, că au avut 2 milioane de mașini, aceeași problemă. Da, dar nu e vina lui Toyota, no, e no. Takata. Tot japoneză, și Takata, nu? Da. Dar ei s-au ținut de cuvânt și au schimbat airbag-ul. Păi, cine le-a plătit? Takata le-a plătit, normal. Nu, le-a plătit aia care au cumpărat modelele următoare. Nu, e Takata, nu, că au plătit Takata ca să nu... Păi, îi... condamne penal, au plătit Takata și Toyota s-a ales cu mașini mai sigure, să zicem așa. N-am înțeles niciodată strada asta. Parchezi mașina așa în drum. Nu. Înainte să li se facă oamenilor să se modernizeze acest drum, nu existau acești parapeți și oamenii puteau parca pe trotuar sau pe semi-trotuar. Acum parchezi ori în curte, ori pe carosabil. Uite ce Elveția, vezi? Elveția, Milka, Fulga. Aliop. Când mai vii cu ceva cu cai mulți, să mai ne dăm pe aici cu serpentine? Cai mulți, nu știu. Păi dar ce le trebuie cai, bă, când avem vaci? Stă, te înclină, are ruliu, dar puntea față, să știi că la Volvo-urile astea nu e destul de stabilă. Poate din acest motiv și se mănâncă un pic anvelopele, te vezi? Subirează o țără, da. Subirează, cauciucuri de iarnă și tocite. Tocite? Și diferite. Și diferite. Dar ține tu telefonul la drept. Drept unde? Cu orizontul nivelat. E una din regulile de bază ale cinematografiei. Aia am mâna înghețată și mai și amorțită. Nu prea pot să mai țin. Am și cârcel la deget, am și rană la mână că aoleu, ia uite m-am ce tăiat pasă, că tot vorbim de producătorul ăsta. Ia uite, Toyota și ei cearul. Fii atent, e Toyota CHR cu culoarea nemetalizată. Cu foarte culoarea rană. Original. STS. STS avea un chiuvă la mașină. Toyota și ei carul. Ce mai face nenea la cu Subaru? Care nene? Care Subaru? Care ai venit cu nene cu Subaru? Bă, scoate fum? Ia burbă că... Hai mă, sigur. Bă, e sigur că ia burbă. Da, n-are cum să scoate. Hai mă, n-are cum să scoate. Ia burbă ce... Știu, bă, știu. E motorul rece. Păi e rece, că vine de la Craiova, da. Până aici nu se încălzi. Bă, nu se încălzi. Face bine domnul cu Subaru. Îmi dă like-uri pe Facebook, mașina merge. Mișto mașina, într-adevăr. Și-a luat anvelope, l-ai întrebat? Nu l-am întrebat. Dacă și-a luat anvelope. Ei, uite, aici suntem în avantajul Volvo. Bine, în afară de chestiile care se lângăre prin portbagaj, nu se aude nimic. Da, prea nu. Mult de afară. Și din nou, mașina asta este una, nu pot spune călărită, da? Auzi dacă a intrat Toyota aia din spate în noi acum. Da. 5 stele la Iorinca. Bă, da. Ce milion de vizualizări am face? Ce milion am face, da, că vezi, nu, ci că nu s-ar degrada. Sunt toate clipurile astea stupide pe YouTube în care dă un autobuz într-un Volvo și autobuzul se deformează. Păi da, autobuzul ăla trebuie să se deformeze ca să salveze pasagerii. Că altfel, dacă nu absorbi tu, dacă nu absorbi autobuzul, absorbi tu. La fel și la mașini. Da, dacă vezi o mașină nefăcută praf,
ai absorbit tu impactul. Mașina asta are și are și side impact protection system. Dacă dai în spate, are și whiplash protection, astfel încât să protejeze gâtul, coloana. Asta cu deformarea, să știi că e o chestie cam cu două tăișuri. Depinde foarte mult de felul de accident. Da, există accidente la care mașina trebuie să se deformeze controlat până în zona celulei de în care se călătorește și ușa asta. Ușile să poată fi deschise foarte fără forță. Până într-o anumită viteză, da. Dar problema mare mașini într-adevăr. Foarte multe mașini sau mai bine, toate mașinile au zona de deformare în față. La impactul din spate lucrurile stau un pic altfel, că în spate nu ai zone de deformare ca în față. Auzi, ăștia ar fi aruncat gunoaie sau ar fi strâns gunoaie? Și acum întoarcem în fața acestei Toyota care vine foarte încet. De fiecare dată când mă uit aici, vedeam ăștia ar fi aruncat gunoaiele sau venire la plimbare, mă. Să plimbă într-o parcare, ce să faci într-o parcare, într-o pădure? Păi să te duci mai spre pădure, dar dacă îi prindeam aruncând gunoaie, milionul de vizualizări îl făceam. Luam bâta, luam spray-ul, luam briceagul și îi puneam să curețe tot. Opa, da. Termină cu prostiile ăștia, că ai 50 de kg. Dar am 64. Te bagă ăștia în portbagaj și fac doar eu milionul de vizualizări. În portbagaj la ce? La Matiz? Tu opreau pe unul și te băgă la Toyota aia, de exemplu. Da. Nu, eu n-am, eu pe ăștia cu gunoaiele nu iert. Nu iert, înțelegi? Mor cu ei de gât, dar mor, știi? Dar nici ei nu scapă. Nici ei nu-i suport pe astea cu gunoaiele, știi? Nu-i suport. Dar când japonezii au coșuri de gunoi și au plăsuțe sau... Păi, apropo, pe strada asta a văzut și un coș de gunoi sau în parcarea aia e vreun coș de gunoi? Păi nu, dar de ce să te oprești ca să arunci gunoaiele în pădure? Le ții la tine până când ajungi acasă. Mai contează. Dar japonezii au coșuri de gunoi la ei ca să n-arunce gunoaiele la coșurile de gunoi publice, că de ce să strângă altul după mine și noi venim și aruncăm gunoaie peste tot. Păi, dar unde vezi tu în zona asta, în țara asta, un loc fără gunoi? Unde? Arată-mi tu mie unde. Unde? La Stejarii Country Club, la Țiriac poate, dar nu aici. Ai fost și pe acolo? O să mă duc. Ai ajuns să umbli cu milionarii în România, ce să mai zic? Bravo, Popa! Bă, una e să umbli cu milionar și alta e să fii milionar. Eu vreau să poate fiu... bine să și umbli cu ei. Eu vreau să fiu pasionat de mașini, atâta vreau să fiu. Ia uite, a uite, Doamne, uite, 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 uite și tu, uite și tu, uite și tu. Huuu, voi aveți drept de vot, huuu, da? Huuu. Asta cu drept de vot ai luat-o de la altul. De la cine? Nu, asta o aveam eu dinainte să... Uiii! Duci pe manual cu a 5-a? Vreau să mă joc puțin, vreau să văd cum stăm pe partea asta de frână de motor. De-aia treia. Las-o așa, nu... Combinația asta, 2 litri ăsta și AC-ul... Sunt bune, dar până la un punct, uite, până vezi că aici se accelerează pe coborârea asta și dacă nu ții din frână, se accelerează bine. Da, bine, e și vale nasoală, nu poți să... Păi, sunt alte mașini care nu fac așa. Sunt, da. De asta ai modul manual. Interiorul chiar și negru, destul de elegant, se vede așa, un pic de aluminiu satinat așa, un pic de... adică gurile de ventilație au o formă plăcută, butoanele de acolo au o formă... știi, minimalismul ăsta... E cât, trebuie, e cât trebuie, e cât trebuie. Nu, deloc. Nu este, și vezi, chiar și în varianta asta de nu e supra mega dotată, mașina e ok, să știi, ok tehnic așa și că știi că se spune, domnule, o variantă supra full va fi mai nu știu cum. Da. Poate că e adevărat, poate că nu, dar uite și în varianta de basic, mașina asta e de calitate. Adică cum se aude în ea, cum te simți în ea. Da, mai avem noi doze de cola care mai fac gălăgie, asta e altă chestie. Dar super silențioasă pentru o mașină în care, într-adevăr, nu se bagă deloc în grijiri. Apropo, pentru cei care m-ați întrebat și mi-au scris în legătură cu XC90-ul, ăla cu 442.000 de kilometri, dacă îl vinde proprietarul, că nu-l vreți să-l dea la casat. Nu e el proprietarul acestui Volvo. Nu e el proprietarul acestui Volvo, nu. El e Cătălin, un prieten al nostru. Și nici proprietarul Volvo-ului cu 440.000 de kilometri, nu. Până în 2023 nu există decizie de vânzare sau de casare. În clipa în care se va lua o decizie, o să o anunț într-un clip cu Mihai și dacă se decide să o vândă, atunci puteți să scrieți, puteți să mă sunați. Am primit, cred că 10 oameni au vrut să cumpere mașina aia și pe bună dreptate. Ca să vinzi și mașina. Pe bună aia. Dreptate. Avem mașina de dus la remat. Aia da. Era de dus la remat. Și aia de unde ca aia în continuare. Se ia tot la roșu sau ce e el. 80.000 km real. Da, lua de nou, vopsit pe toate părțile. Da, da, vopsit înainte să le iau. Și ce râzi, mă? Da, 1.4 rupă asfaltul. Ce voiam să zic, mă?
Da. În momentul în care se va lua o decizie cu mașina aia, dacă se casează, dacă se vinde, eu i-am spus că mulți oameni vor să vândă mașina. Acum trebuie să așteptăm până în 2023, pentru că omul trebuie să aibă bani să-și cumpere altă mașină. Și până are bani să-și cumpere altă mașină, mai durează. Convinge să-și ia un Volkswagen. Nu, vrea Volkswagen. Ți-am mai spus ce mașină mai are? Nu. Touareg. Pa, are mașină, adică. Da. Deci... Păi să-și ia unul electric, un ID4 sau un de-asta de filmare noi. Born. Born, da? Păi electric vrea, dar ar vrea tot Volvo, știi, vedem, om 31 de XC40-ul. XC40-ul, da. Ei, întâi trebuie să aibă banii, după aia trebuie să hotărăscă ce mașină să ia, după aia hotărăște ce face cu XC90-ul. Numai nu la Rabla, mașina chiar nu trebuie să ajungă la Rabla. Eu o să încerc să-l conving, spunându-i că există mulți clienți. În clipa în care se hotărăște să o vândă, eu o să spun într-un clip de al meu sau al lui Mihai, de al lui Mihai, cel mai probabil. Facem amândoi, punem și la unii și la alții. Și la unii și la alții. Mașina chiar trebuie să rămână la cineva, da, nu știu, care o apreciază, știi? Am fost plăcut surprins să văd atâția oameni care ar cumpăra o mașină cu aproape jumătate de milion de kilometri, în condițiile în care la noi 199.000 de kilometri reali, cu 169.000 dați înapoi, e baza. Sunt plăcut surprins de câți oameni au vrut să cumpere o mașină îngrijită, îngrijită. Da? Îngrijită la 400 ceva de mii de kilometri, în condițiile în care mașina, din nou, a fost făcută să facă bani. A fost condusă să facă bani, n-a fost bibilită, n-a fost mașină de familie, a fost mașină de muncă, îngrijită, ce-i drept, cu foarte, foarte mulți bani. Ce cifră de consum? Undeva la 8.2. Eu zic sub 7.5, chiar sub 7. N-are cum. Mai vedem. N-are cum. Mai vedem. N-are cum. N-are cum. Te duc la... România au talent? Da. Să știi că Volvo-urile diesel consumă foarte puțin. Dacă mergi în parametrii lor de consum, ca Passat-ul, dar Passat-ul consumă puțin oricând. Și Toyota mea consumă puțin oricând. La astea, dacă le dai în gură, consumă mult. Dacă ții în parametrii, consumă puțin. Și totuși, 7.4, la cum știu eu pe proprietar că merge cu mașina asta, e un consum extraordinar. Dar ce greutate are mașina? Dar ce greutate are mașina? Dar, na, e frig afară, suntem 3 oameni în mașină, ia uite câte ciori. Ia uite, la groapa de gunoi. Câte ciori. Auzi? De ce se închid găinile noaptea? Ce? Noaptea, da? Dacă ai găini. Ele se duc acolo în cuibar să se culce, că e cald, da? Așa. De ce se închid găinile noaptea? De ce le mai închizi acolo noaptea? Cum de ce le mai închizi? De ce le mai închizi? Că ele se duc în cuibar, dar nu lași cuibarul deschis, să-l închizi. Să nu vină vulpea să le mănânce. Să nu vine vulpea să le mănânce. Știi că am filmat vulpe și aici în parcare? Da. Eu am filmat la București porci mistreți și căprioare. Am prins și vulpe. Da, ca să nu vine vulpea să le mănânce. Bravo, mă. Bravo. Water park. Bravo, pe asta cu găinile chiar mă lăsa și mască. Nu mă așteptam să ai așa ceva. Ai numai găini sau ai și rațe, gâște, curci? Nu, găini și câțiva cocoși. Doi cocoși. Curci, gâște nu. Nu. Gâște nimic? Nu. Nimic? Nu. Lebede? Nimic, nu, doar găini. Că n-am loc de găini, de mai multe. Și era mea zi dimineața, co, să fugărez găina prin ăsta, să o duc înapoi. Ce înseamnă să ai o viață de vedete, la 7 dimineața, deci eu mă trezi la 7 dimineața, dădui de mâncare la cățea, dădui mâncare la câini, dădui mâncare la pisici, cam 4 pisici, și dădui de mâncare și la găini. Asta înseamnă viață de vedete, vezi, te orientezi, ții animale din astea exotice, unii și-au pitoni, unii și-au strut, toți erau găini. Ne-a luat găini. Cot-codac! Luci pop al cot-codac. Bun, ăsta, butonul ăsta nu face nimic, aici dai pauză, volum, stânga-dreapta, dezaburire. Deci cam tot ce ai avea nevoie, singurul lucru, 8-9. O greșire. Da, o greșire, mă zis, eu să-i 8-2. Eu... Da. La Volvo, comenzile astea de pe volan, total neintuitive. Și să ai reset-ul colo pe maneta de semnalizare, până te obișnuiești. Ia fii atât, apasă pe L și R la geamuri. Pe ambele în același timp. Nu, nu, la oglinzi, L și R, left și right, apasă pe amândouă în același timp. Așa pliez oglinzile la Volvo, apăsând pe amândouă. Mulți proprietari de Volvo nu știu chestia asta. Mișto. Paul Daniel știe că are Volvo, dar chiar, ce mai face Paul Daniel? Ce Paul mai... Daniel a primit bloc etern pe acest canal. Știi că a primit și pe AutoVantage, dar pe mașini cu Luci Popa nu e. E băiat. Dar ne-a spus că, spre deosebire de Giz Garage, eu și cu Romul Preda sunt niște cârpaci. Dar ceea ce n-a înțeles el este că noi reparăm mașini unor oameni, mai bine zis Robert, reparăm mașini unor oameni obișnuiți, nu unor milionari.
E, nu milionar, dar el le aduce, le face și după aia le vinde, probabil. Oricum, îi mulțumesc că a comentat la clipul meu în care am pus o întrebare. Eu îi mulțumesc foarte tare pe această ocazie. Ce pot eu să spun? Pe testate, nu că îl cunosc pe domnul... Troll Daniel. Domnul Preda. Vorbim de domnul Preda, așa mai departe. Omul chiar face treabă bună. Îmi pare rău. Da, România este plină de astfel de meserii, să știi. Dar mulți nu se expun. Dar pe mine m-a deranjat faptul că ne-a jignit. Știi, a zis, bă, că voi sunteți departe, nu știu cum e. Nu este chiar așa, pentru că nu cunoaște contextul. Dar el este doar un comentator de meserie. Înțelegi? Să scrii 10.000 de comentarii doar pe un canal de YouTube... 10.000 pe altele și altele înseamnă că tu ai scris un roman de pe YouTube. Da. Am văzut, nu știu la cine am văzut, a comentat unul, da, chiar așa, a dat unul un polo și avea ăla istoricul comentariilor, știi? Bă, țar polo al dracului, nu știu ce, nu știu ce, vai de mașina dracului, nu știu ce, și la alt clip, frumos polo. Mă rog. Da. Bun. Ai văzut, de exemplu, câte comentarii ai tu de la mine? Câteva puține. Câteva, adică am și eu puține la el, da. Ce trebuie, da. Știi? Și eu comentez rar la Mihai, dar comentez. Mă rog, fiecare general, la comentează ce vrea, la cine vrea, dar da. Până la urmă există butonul bloc. Da, uite, IntelliSafe cu senzori, aici totul. Uite cât a blocul de senzori aici. Bine. Cineva a schimbat parbrizul, probabil. Bă, nu, parbrizul original, parbriz încălzit, apropo, știi? Parbriz încălzit, parbriz original de Volvo. Ia. Da. Nu, hai, spune poezia de final. Da, cum era mai aia? Dimineața cântă cucu. Popa vine de la lucru. Da, nu știam pe asta. Cum era mai? Zi-mă, cu un Volvo negru mare să-l filmeze în parcare. Da. Nu, vreau să zic una cu Moș Crăciun, că vine Moș Nicolae acum. Știam unul cu Moș Naum de dimineață, s-a spălat pe mâini pe față, s-a îmbrăcat, așa, s-a dus în pădure, a luat ceva și... Ne vedem curând în noi și noi episoade. Nu uitați să vă abonați atât la canalul ăsta al meu, atât la Mașini cu Luci Popa, să nu uitați de Daniel Constantin Leulescu, prietenul nostru. Da, care acum e în Germania. Aduce iar un ceva spectaculos. Clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Și vă place Volvo ăsta? La XC60? Mie îmi place, să știi. Diesel. Și mie îmi place, să știi. Da, abia la 10:30 l-am convins pe tovarășul meu să mi-o dea, să o filmez. Și îi mulțumim și lui pe calea asta. Mi-a dat mașina de aseară, că el se culcă la 6 dimineața, trebuie să la 6 seara. Așa lucrează. Ne vedem cu bine. Ne vedem cu bine. Bye bye.